Articolul 10, 795-60. O presimțire crudă pe pietre de râu, sunt gol și încă mai curge. Sfârșit de localitate. Am vrut să acopăr soarele cu o prună. Tremura, eu o țineam de codiță, cu un ochi întredeschis. Era drum de țară. E timp, am zis. Un vierme se târa să iasă, să se salveze. Sau era mâna unui deținut, îndoită în jos din cot, pipăind iedera de pe zid, printre gratile calde, adică, după amiază. În hol se încalță un bărbat, îndoit. Pe haina de salopete i s-au prelins printre firele de păr de pe obraz, toate, de vineri până azi. Pete de cox și rugină se întunecă. Aici colo se adâncesc. În trecere îi pun mâna pe umăr, îl strâng fără vlagă, așa cum n-am mai vorbit de ani. Din glezne se răsucește, se ridică cu o mână de perete și se șterge stângaci ca de ceva neobișnuit. Ea mai mințea. Nimeni n-a văzut. O zi am purtat tricoul pe dos. Nimeni n-a văzut. Aveam mâinile murdare. Am rupt din sandvișul tău cu felii de pâine albă, învelit în șervețele de care vedeam când mergeam în vizită la tanti Mia. Scara puțea, te-ai smuncit, țin minte. O felie groasă de parizer a căzut și amândoi ne-am uitat în jos. Aveam tenis și jerpeliți, eu nu știam că sunt orfan. I-am tras un șut, am simțit rece margarină pe vârful degetului mare. Mi-a fost pentru prima oară rușine. Mă învârt în jurul unui bulb verde. Nu e ceea ce crezi. Strigi, nu e ceea ce ai vrea să fie. Mă întreb unde se va termina noaptea. E nasturele sau ochiul tău. Îți șterg sudoarea de pe frunte. Mi-e frică în vârful patului, cu tine cheală, orcăind. Ușa e acum deschisă, primind flori. Mă întreb câți ani o fi avut arhitectul care a proiectat utopia, cutia asta, oare în planșele lui, cifrele nu i-au spus? E rece, zice ea, că ușile sunt mici, coridoarele înguste. N-a văzut colțurile înfundate în pereți. Sunt imposibil de reparat, de orice zugrav, de orice tată care pune mâna pe sicriul ce, trecându-se la ieșire de ușă, pare că vrea să spună, I belong here. Când m-am trezit, m-am gândit că iubirea mea e cu mine, însă iubirea mea nu e cu mine chiar acum. M-am ridicat din pat și pe frigider am găsit un bilet, însă n-am găsit un bilet de la tine. Era acolo de ceva timp, era din păcate. Cu numere înșirate cu roșu, însă nu cu numere înșirate la telefon, cu numerele tale, zilele tale. Tu crezi, însă când lucrurile-s date, nimeni nu mai. Când închid ochii, bătăile inimii se accelerează. Când simt vena jugulară pulsând, atacul gata. Când strâng din dinți și îmi țin respirația. Când delirez, nu mă pot deturna singur. Când dârele de transpirație scârție, pe față, pe creierul lovit. Când faci instrucție garnizoana, când rași în cap aleargă 2 pe 4, când au boșici cu apă între degete, când tălpile în cerapii groși rămân fără piele, când bat cadența până cad, când mamele bat mătănii pentru noi până cad, când nu intră nimeni pe ușa neagră din fața mea, zic, nu așa termin. Mă trezesc cu dureri, încet, șchiopătând, cobor scările, după ziar, lapte, pâine și ce mai puteam mânca singur. Mă așez în genunchi, smulg buruienile din jur, ating placa de beton cu degetele plin literele numele celor pe care îi iubesc. Stres post-traumatic sever. Dacă sting becul, ei vin lângă patul meu. Cu 14 kg mai puțin decât în primăvară, când te-am cunoscut.
fără dietă, alcool sau hardcore. Semn că gălăgia din cap e cu eco în diaree și fire albă de păr, de sprâncene uscate, crescute cam 2 cm peste noapte. Dimineața le smulg și trag apa. Unghiile albe, un nu, un tremurat slab când ridic cu ambele mâini în cană de ceai, un abur de lămâie, felii ca viața de dinainte. Sunt 9 zile critice, 9 cu anxietatea și palpitații. Dă Doamne să nu mă găsească, să nu mă caute, să nu mă interneze acum, când cu spatele întors la geam, văd duși galbene pe perete. Eu, a plecat deasupra găleții, scuip și ascult un creion, scuip și veninul se scurge pe plastic. Semn că legăturile se șubrezesc și cad în beznă, tot mai adânc. Dar vor trece până atunci, ani și ani, cu două anotimpuri, când hârtia se va găsi tot mai greu. Vor fi ceaiuri cu ea, filme vechi, din ce în ce mai puține, în limbi pe care nu le cunosc. Îmi va traduce cu buzele lipite de cană. Se va simți mai deșteaptă, mă voi simți mai iubit. Treptat vor pleca toți, va pleca și ea. După ce vom fi văzut toate filmele, iar pâinea și ceaiul, singurătatea, vor fi tot mai aspre. Chiar dacă dioptriile vor crește, o să-mi dau seama că sunt tot mai puțin an după an. Supa la plic, țigările și cărțile se vor ieftini progresiv, pentru că toți banii vor fi la fel pentru un miop sau nu vor mai fi. Hârtia se va găsi tot mai greu și lumea nu va mai scrie poezie. Lumea nu va mai scrie poezie, iar noi vom fi aproape orbi atunci, aproape fericiți, singuri, fără hârtie, toți cu câinii noștri.